îi sfătuiesc pe cei care vor să investească, să investească, că la strugurile de masă e o perioadă când poți să investiția, să o scoți imediat, nu e ca vinul să-l depozitezi, să-l vinzi, să-l buteliezi. Se caută pe piață strugurile de masă și cei care vor să facă o plantație de struguri de masă, sfatul meu să se orienteze către sorile care acoperă o plajă cât mai mare de recoltat din iulie până în noiembrie. Asta implică soiuri diferite de struguri. Strugurile de masă este în primul an de plantare sau mai țin, durează un an, doi până avem producția necesară? Deci, noi îl ținem în pepinieră un an de zile, iar îl comercializăm. În anul 3 intră pe producție. Deci o investiție care nu este chiar, nu se scoate chiar imediat, cum spun. Da, dar este o investiție de lungă durată. O plantație durează câțiva zeci de ani, 50-60 de ani, dacă este... Sunt dispuși și oamenii care să planteze pe suprafețe ceva mai mari sau cum vin clienții la dumneavoastră? Mă interesează asta din punct de vedere al revigorării suprafețelor de cultivate cu struguri de masă. Sunt. Deci din discuții cu cei care suntem aici în sală, cunosc foarte multă lume, au suprafețe de 40, 50, 60 de hectare de struguri de masă. Sunt. E o perspectivă bună. Strugurile de masă se caută.